Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Înmormântată astăzi la Soroca, lângă monumentul Lumânarea Recunoștinței. Scrisoare deschisă către premier, un profesor de la Academia de Artă este nemulțumit de indemnizația unică de 5.000 de lei oferită de către guvern, dar pe care a refuzat-o. Un moldovean a decedat în Statele Unite după ce s-a intoxicat cu amoniac revărsat dintr-un camion răsturnat pe o șosea. Oameni cu destine rupte, părinți de îngeri care și-au pierdut copiii în urma unor accidente teribile pe șoselele din țară, au depus o petiție la Parlament în care cer înăsprirea legilor care pedepsesc șoferii ce provoacă accidente mortale. Moldova i-a spus astăzi adio lui Ion Druță. Scriitorul a fost înmormântat la Soroca, lângă Lumânarea Recunoștinței, monument ridicat la inițiativa sa. Cei care au vrut să-i aducă un ultim omagiu dramaturgului au putut o face la Teatrul Național Mihai Eminescu, acolo unde dramaturgul și-a dorit să fie depus sicriul înainte să pornească spre locul de veci. Ion Druță a lăsat printr-un testament dorința de a nu fi înmormântat pompos, iar singura locație unde a acceptat să-i fie depus sicriul a fost scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Acolo au mers să ducă un ultim omagiu cei care i-au îndrăgit opera și foști deja colegi de condei. Prieteni ai scriitorului și admiratori ai scriitorului Ion Druță, iată că țărâna se întoarce în pământ. Acesta este destinul nostru într-o temporalitate și nimeni nu-l poate, din păcate, schimba. Un cuvânt de rămas bun a rostit și directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, Petru Hadârcă. Avem posibilitatea să-l aducem acasă și să ne bucurăm de el aici, de mormânt, adică să ne putem duce, pune o floare. Sunt multe personalități din originare de aici care au făcut istorie și nu sunt încumate pe teritoriul Moldovei. Un ultim omagiu au adus și foștii președinți ai Republicii Moldova, Petru Lucinski și Vladimir Voronin, dar și președintele Parlamentului, Igor Grosu. A plecat o personalitate numărul 1 a secolului 20 în viața Moldovei, în viața poporului nostru. Sentimente diferite aplicate, durere, doliu, tristeță, dar și un moment de optimism că a venit acasă. Pe parcursul întregii vieți a fost un apărător a poporului nostru. Cu flori și lacrimi în ochi și oameni de rând au mers să-și ia rămas bun de la scriitor, acolo unde, ani la rând, personajele din cărțile sale au prins viață. Atât de mult a pătruns în sufletul meu. Eu socot că el ne-a dăruit cea mai frumoasă și mai profundă și mai creștină poezie a neamului nostru. Și noi ar trebui de la mic la mare să însușim lucrul ăsta, să-l absorbim, să fim mai frumoși, să fim mai rezistenți, să dăinuim în lume, măcar ținându-ne de numele lui Ion Druță. După două ore, cât s-a aflat pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu, Ion Druță a părăsit pentru totdeauna clădirea teatrului, pe muzica interpretată de Capela Corală Academică Doina și în aplauzele celor prezenți. Sicriul a pornit mai apoi spre Soroca, astfel fiind împlinită dorința scriitorului de a fi înmormântat lângă Lumânarea Recunoștinței ridicată la inițiativa sa. Și mai visa Ion Druță la ceva, și anume la o livadă pe care nu a apucat să o sădească. Spune despre asta într-o înregistrare audio postată pe canalul său de YouTube. Eu aș vrea foarte mult
și am să scriu, dacă m-a ajutat Dumnezeu în testament, pe teritoriul cel amicuț, unde a trăit cândva Ciobanuș, se pune o mică livadă din pomii de scrijni mine, cei ce mie mi-a plăcut, dar n-am dovedit să-i sădesc. Lucari, sarcă, cireșa, sunt vreo 5 persoane. Și, sigur că s-ar putea de fianțat chestia asta, dar eu prefer să sădesc tinerii cititori. Amintim că Ion Druță este autorul numeroaselor romane și drame, printre care Povara bunătății noastre, Frunze de dor, Păsările tinereții noastre, Clopotnița sau Biserica albă. Multe dintre acestea au devenit piese de teatru montate în țară, dar și peste hotare. Ion Druță este deținător al Premiului de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și de asemenea deține titlurile de scriitor al poporului, membru de onoare al Academiei Române și membru titular al Academiei de Știință a Moldovei. În ziua funeraliilor sale, 2 octombrie, a fost declarată zi de doliu național. În acest weekend, în Republica Moldova s-a aflat în vizită înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell. Demnitarul, care e și vicepreședinte al Comisiei Europene, a avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu și a semnat cu ministrul de interne acordul între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind statutul misiunii de parteneriat a UE în țara noastră. Potrivit președinției, dialogul cu șeful statului a vizat procesul de aderare al Republicii Moldova la UE, situația de securitate din regiune și consolidarea capacităților țării noastre de a face față amenințărilor la adresa securității naționale. Cu referire la acordul semnat de Josep Borrell și Adrian Nefros, instituția prezidențială a declarat că misiunea civilă, partea politicii comune de securitate și apărare a UE, are obiectivul de a consolida capacitățile țării noastre în domeniul gestionării crizelor și al amenințărilor hibride. Decizia guvernului recean de a le acorda cadrelor didactice o indemnizație unică de 5.000 de lei i-a revoltat pe unii reprezentanți ai mediului academic. Constantin Șchiopu, doctor habilitat și profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, i-a adresat o scrisoare deschisă prim-ministrului, în care declară că renunță la această favoare, deoarece o consideră o ofensă la adresa profesorilor universitari. Deși a trecut aproape o săptămână, profesorul nu a primit încă un răspuns de la Dorin Recean. Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al premierului, nu n-a răspuns la telefon și mesaj pentru un comentariu. Profesorul universitar Constantin Șchiopu s-a declarat gata să renunțe la sporul unic de 5.000 de lei pentru cadrele didactice, anunțat recent de premierul Dorin Recean. Într-o scrisoare deschisă adresată acum 6 zile prim-ministrului, doctorul habilitat în pedagogie a declarat că plata unică de 5.000 de lei destinată cadrelor didactice de toate rangurile este batjocoritoare, dat fiind calificările diferite ale acestora. L-am sunat pe Constantin Șchiopu pentru a înțelege de ce se consideră ofensat. Noi, profesori universitari, tot timpul am fost lăsați așa la marginilor și în rezultat am ajuns cu un salariu mai mic decât a unui profesor preuniversitar și cu ore anual mai multe decât tot un profesor preuniversitar. În instituțiile superioare de învățământ, practic, nu rămân cei mai buni absolvenți, pentru că salariul și numărul de ore foarte mare, cu salariul pe care îl avem, noi nu mai putem să ținem pasul lucrurilor. Constantin Șchiopu a dat de înțeles că nici condițiile de activitate ale cadrelor didactice universitare nu sunt echitabile. Suntem angajați pe 5 ani, după fiecare 5 ani noi depunem dosarele pentru concurs, se anunță loc vacant, oricine poate să candideze din țară și evident că problema este cu mult mai gravă, întrucât noi o lună de zile suntem zăpăciți. Trebuie să completăm un dosar întreg de hârtii ca să demonstrăm că noi merităm să ținem, să ocupăm acel loc de la catedră. Constantin Șchiopu mai spune că sistemul actual de remunerare a cadrelor didactice este discriminatoriu. Potrivit lui, problema salariilor mici în învățământul superior a dus la lipsa cadrelor universitare profesioniste.
Eu sunt doctor habilitat, profesor universitar și primesc 9.000 de lei. Iar un tânăr specialist după facultate care vine la școală, el are 7.000-8.000 de lei. Și care este diferența? Salariul și numărul de ore foarte mare, evident că nu rămâne niciun absolvent practic foarte bun pe care noi ni l-am dorit să rămână. În acest context, doctorul habilitat a menționat că plata unică de 5.000 de lei pentru profesorii de toate rangurile este umilitoare, dat fiind calificările diferite. Astfel, profesorul universitar a cerut un dialog direct cu prim-ministrul Dorin Recean pentru a aborda aceste probleme și a îmbunătăți condițiile de muncă pentru cadrele didactice universitare. În cazul în care le ridici medicilor cu 15%, în cazul în care în domeniul culturii le ridici cu 25%, iar cadrelor didactice de toate nivelurile le dai o indemnizație unică, mi se pare că orică este o atitudine, eu știu, așa de bătaie de joc, orică nu mai știu ce. Dar consider că este așa, un fel de patrocor. Eu nu sunt cerșetor și nu mă duc să cer de la domnul Recean. Că noi, profesori universitari, toată viața muncim în câteva locuri, în câteva instituții, ca să ne facem un salariu cât de cât să putem exista. Asta este problema. Ați primit vreun răspuns? Nu am primit niciun răspuns de la nimeni. Și nu știu dacă am să primesc vreodată. Purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Vodă nu ne-a răspuns la apeluri și mesaj pentru a ne spune dacă premierul a analizat scrisoarea deschisă a profesorului universitar și care ar fi răspunsul la aceasta. Am sunat să aflăm poziția referitor la situație și a ministrului educației, însă Dan Perciun avea telefonul deconectat. Recent, oficialul a promis majorări de salarii pentru profesori, dar nu a dat cifre exacte. În primele zile ale lunii septembrie, sindicatele din învățământ au venit cu solicitarea de majorare a salariului mediu cu circa 20% pentru pedagogi, până la nivelul celui mediu pe economie, de aproximativ 11.500 de lei. În caz contrar, sunt luate în calcul acțiuni de protest și chiar grevă, iar în 25 septembrie, premierul Dorin Recean a prezentat programul Spor pentru Moldova, un pachet de sprijin pentru cetățeni și dezvoltare a economiei naționale în valoare de 1,3 miliarde de lei. Programul prevede o creștere cu 15% a salariilor tuturor medicilor, asistenților medicali și infirmiere, o plată unică de 5.000 de lei pentru cadrele didactice și de 3.000 de lei pentru cele non-didactice. Programul Spor pentru Moldova mai prevede creșterea cu 25% a salariilor angajaților din domeniul cultură. Terorizează un întreg oraș din Italia. A atacat și jefuit sute de oameni în inima Veneției. Potrivit presei italiene, este vorba despre un moldovean de 27 de ani cu probleme psihice, care ar fi devenit coșmarul localnicilor. Deși a fost denunțat de nenumărate ori, autoritățile susțin că nu au ce să-i facă, scriu jurnaliștii străini. Ocazional este internat, dar apoi este eliberat și se întoarce acasă. Chiar ieri a fost plasat în secția de psihiatrie pentru un tratament obligatoriu. Potrivit rotalianul.com, jurnaliștii italieni au aflat că Vlad ar fi un pacient cu probleme psihice. Acesta se află în Veneția de aproximativ 3 ani și de-a lungul timpului a devenit un adevărat coșmar pentru rezidenți. Ar fi lovit trecători, ar fi amenințat oamenii cu cuțitul, ar fi comis jafuri și ar fi aruncat cu sticle în comercianți. Într-o seară m-a luat prin surprindere din spate și m-a lovit cu un pumn în ceafă. Potrivit presei, moldoveanul de 27 de ani se plimbă adesea noaptea cu un cuțit în mână și atacă victime la întâmplare, în special tineri, se mișcând principal în zona Piața ale Roma. Locuitorii din Veneția au mărturisit că nu se mai simt în siguranță. Mi-a rupt nasul cu o lovitură în față. Potrivit jurnaliștilor italieni, în ciuda numeroaselor incidente violente, rămâne o enigmă de ce nimeni nu a reușit să-l oprească pe moldovean. Vlad ocazional este internat, dar apoi este eliberat și se întoarce acasă. Chiar în 1 octombrie, publicația La Voce di Veneția a scris că atacatorul în serie a fost internat în secția de psihiatrie a spitalului din Mestre pentru un tratament medical obligatoriu dispus de autorități până în 7 octombrie. Apoi starea sa va fi evaluată din nou. Ambulanța cu moldoveanul a fost însoțită la spital de poliția locală. Un moldovean a decedat în Statele Unite după ce s-a intoxicat cu amoniac. Nenorocirea s-a întâmplat în urma unui accident rutier cu mai multe vehicule, produs vineri seara într-un oraș din statul Illinois. Potrivit The New York Times, un camion care transporta amoniac anhidru
s-a răsturnat ducând la o scurgere de gaz toxic. Vasile Cricovan, martor la accident, s-a oprit și a ieșit din camionul pe care îl conducea. În acel moment, bărbatul a inhalat vapori toxici, din cauza cărora a făcut stop respirator. A povestit soția lui, care a organizat o strângere de fonduri pe o platformă de caritate pentru a-i aduce acasă trupul neînsuflețit. Potrivit autorităților americane, în total 5 oameni au murit în urma accidentului, inclusiv un copil. Alte 6 persoane rănite au fost transportate la spital. Oameni cu destine rupte, mame și tați de îngeri care și-au pierdut copiii în urma unor accidente teribile pe șoselele din țară din ultima perioadă, au organizat în 1 octombrie un marș pentru Legea 24. Ei s-au adunat în Piața Marii Adunării Naționale, după care au mers la Parlament, unde au depus o petiție prin care au cerut înăsprirea legilor cu privire la șoferii care provoacă accidente, conducând fără permis sau în stare de ebrietate narcotică sau alcoolică. Un grup de părinți ai căror copii au pierit sub roțile mașinilor au organizat un marș la care au cerut autorităților măsuri dure împotriva șoferilor drogați sau băuți. Mai exact, aceștia să facă obligatoriu închisoare cu executare cu termen de plin în penitenciar de tip închis și nu deschis, așa cum prevede acum legea pentru astfel de infracțiuni, ceea ce înseamnă că în timpul zilei vinovații nu se află după gratii. Prima care a luat cuvântul la eveniment a fost Marcela Paladi, tânăra rămasă fără picioare după un accident rutier pe viaduct. Eu cred că este timpul să fie o regulă în țară, e timpul ca cetățenii să aibă o siguranță pe străzile Chișinăului și nu doar a Chișinăului, a întregii republici. Ne-am adunat astăzi toți cu sufletele frânte, cu o durere care pe noi ne unește. Și părinții campionilor la ciclism junior, Valerian Railan și David Melnic, accidentați la Stăuceni, au cerut ca șoferii irresponsabili să nu poată ieși de după gratii până la ispășirea pedepsei. Cerem doar schimbările, nu doar pentru noi. Copilașii noștri nu-i mai întoarcem. La moment ne gândim și la copiii voștri. Din momentul acesta, viața noastră a luat o altă întorsătură. Cu părere de rău, așa momente dau peste cap viața nu numai a unei familii, dar a tuturor rudilor și împrejurimii acestor copii sau acestor maturi. Mama lui Dani Lazariuc, băiețelul de 10 ani care traversa strada regulamentar când a fost ucis pe o zebră de pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica, a cerut cu lacrimi în ochi înăsprirea pedepselor pentru șoferii irresponsabili care ucid oameni nevinovați. Ucigașul copilului meu, dar și cel al Anastasiei, se află la libertate și își continuă viața de zi cu zi. Dar noi avem familiile distruse și încet, încet murim și noi, așteptând să se facă dreptate. Sperăm că se va face dreptate. Așteptăm pedepse dure pentru ei. Și mama Anastasiei Culai, fetiță de 12 ani, strivită de troleibus pe o trecere de pietoni la Ciocana, abia și-a putut stăpâni emoțiile la marșul oamenilor uniți de aceeași durere. Olga Culai spune că a rămas șocată când a aflat că șoferița găsită vinovată de decesul fetiței sale, fiind condamnată la 4 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare, a contestat sentința. Я была шокирована тем, что убийца моего ребенка подала встречную апелляцию на то, что она... Am rămas șocată că ucigașul copilului meu a contestat pedapsa, nefiind de acord cu cea care i s-a dat de 2 ani și 6 luni. Tare sper că dreptatea va fi de partea noastră și ucigașii copiilor noștri vor fi pedepsiți. Mai mulți oameni de rând și-au demonstrat solidaritatea cu organizatorii marșului și au venit să-i susțină. Am ieșit la acest marș pentru a nu mai permite repetarea tragediilor în care au fost implicați copiii și rudele noastre care au murit din cauza șoferilor care nici până azi nu sunt pedepsiți. La eveniment a fost semnată și o petiție lăsată mai apoi la Parlament. Consultantul principal din Direcția Comunicare a Legislativului, Augustina Bădica, ne-a confirmat recepționarea documentului și ne-a spus că acesta urmează să fie examinat de către deputați. Solicitarea făcută la marșul pentru Legea 24 a fost inclusă anterior într-o scrisoare trimisă de mamele îndurerate conducerii de vârfa țării. După 3 săptămâni, părinții nu au primit încă un răspuns. Acțiunea lor a fost intitulată Marșul pentru Legea 24, deoarece toate tragediile în care au decedat
copiii lor s-au produs în data de 24. Potrivit datelor poliției, de la începutul anului și până acum au fost înregistrate peste 1400 de accidente rutiere soldate cu peste 100 de persoane decedate și mai mult de 1600 traumatizate. În urma unor modificări la codul contravențional, șoferii depistați beți la volan, dar și persoanele care conduc mașina, deși sunt private de acest drept, riscă să rămână fără mașini. Aceeași pedapsă îi paște și pe cei care predau cu bună știință conducerea vehiculului unei persoane care a fost confiscat permisul de conducere. Decizia de confiscare a automobilului va fi luată de o instanță de judecată la solicitarea poliției. Încă un pretendent la șefia capitalei a depus astăzi dosarul pentru înregistrarea în cursa electorală. Este vorba despre Cristina Vulpe de la Partidul Șansă. Ea a mers la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău însoțită de membrii de partid. Cristina Vulpe spune că se consideră un candidat potrivit pentru capitală și întrunește toate calitățile pe care ar trebui să le aibă un primar. Ea afirmă că în eventualitatea în care va ajunge edil, va acorda atenție nu doar orașului Chișinău, ci întregului municipiu, cu tot cu suburbii. Consider eu că sunt un cetățean responsabil al orașului și, de ce nu, astăzi am așa ocazie. Și cred eu că este foarte mult de lucru aici în oraș, fondul locativ, curțele, iluminatul stradal. Cred că este vorba și despre suburbii care mai trebuie dezvoltate. Alături de Cristina Vulpe au fost nu doar colegii din Partidul Șansă, ci și susținători ai formațiunii politice. Tinerii cred în ea, vârstnicii la fel, toată familia mea o susține, o iubim, o respectăm. Deși e candidat relativ nou, deocamdată o cunosc puțin, dar încă o să auziți de ea. Cristina Vulpe este profesoară de limba română pe care i-a predat-o și lui Ilan Șor. Este născută în satul Telița a Nenii Noi și educă trei copii. Anatolie Prohnițchi, președintele Partidului Verde Ecologist, anunță pe o rețea de socializare că și-a depus setul de acte pentru înregistrarea în calitate de candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Totodată a fost depusă lista pentru Consiliul Municipal Chișinău. Anatolie Prohnițchi spune că unele dintre proiectele pe care planifică să le implementeze dacă va ajunge la șefia capitalei au scopul de a face Chișinăul mai verde și mai european. Calitatea aerului în Chișinău efectuează sănătate. Noi așa zicem că nu o simțim, dar o simțim când mergem la medic și la farmacie. Ar fi și tineretul oferi mai multe oportunități pentru a se ocupa cu sportul. Militar de carieră, Anatolie Prohnițchi și-a desfășurat activitatea profesională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind comandant de brigadă a trupelor de carabinieri și șef adjunct al Direcției Pază de Stat. Și-a început activitatea politică în 2007. Prohnițchi a anunțat pe pagina de Facebook a formațiunii politice pe care o conduce că el și colegii săi din sate și orașe au depus cererile pentru înregistrarea în cursa electorală. Până acum, 12 candidați care pretind la fotoliul de primar general au fost înscriși în cursa electorală. La alegerile locale generale din 5 noiembrie urmează să fie aleși aproape 900 de primari și circa 11.000 de consilieri locali. Marina Tauber a depus la Consiliul Electoral de Circumscripție Bălți listele de subscripție cu semnături în susținerea sa în calitate de candidat independent la funcția de primar al municipiului Bălți pentru alegerile din 5 noiembrie. Autoritatea electorală urmează să decidă acum dacă o va înscrie în cursă pentru scrutinul din toamnă. După ce vineri 29 septembrie a obținut listele de subscripție, Marina Tauber a revenit la Consiliul Electoral Bălți cu acestea deja completate. Am depus 50 de file, am adunat semnăturile foarte repede, numărul maxim necesar de semnături pentru ca mai repede să depunem actele. După cum ați văzut în transmisiune, celelalte acte sunt absolut în ordine.
Urmare modificărilor la codul electoral a fost redus numărul de semnături în susținerea candidaților independenți la funcția de primar de la 5% la 1% din numărul alegătorilor înregistrați cu un prag minim de 100 de semnături. Nu este prima încercare. Marineta Oberda a pornit procedura de înscriere a sa în cursa electorală pentru șefie primăriei Bălți. În 21 septembrie, Consiliul Electoral de Circumscripție i-a respins cererea de a o admite în cursă. Președintele Consiliului declarase atunci că Tauber a făcut parte din conducerea unui partid interzis și nu poate pretinde la o funcție electivă. Politician a contestat decizia, însă cecul a menținut-o în vigoare. Tauber a mers repetat la Consiliul Electoral Bălți, care a acceptat solicitarea de a porni procedura de înscriere în cursă, deja după ce Curtea Constituțională a suspendat temporar interdicțiile pentru membrii partidului Șor scos în afara legii de a participa la alegeri. Fostul parlamentar Alexandr Petkov va lupta pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Candidatura sa a fost desemnată de Partidul Nostru. Liderul acestei formațiuni politice, Renato Usatăi, va fi în capul listei candidaților la funcția de consilier municipal. Documentul va fi depus la Consiliul Electoral de Circumscripție în zilele următoare. La întâlnirea de duminică a reprezentanților Partidului Nostru cu locuitorii din Bălți, liderul formațiunii politice Renato Usatăi a spus că va putea apăra mai eficient interesele bălțenilor în Consiliul Municipal. Iată de ce va fi primul pe lista candidaților din partea partidului, iar pentru postul de primar l-a propus pe fostul deputat și consilier prezidențial Alexandr Petkov. Este o persoană care cred că este capabilă nu doar să continue în Bălți tot ce am început eu, dar sunt sigur că va putea implementa și foarte multe proiecte noi. Alexandr Petkov, la rândul său, a mulțumit pentru încredere și a promis că va face tot ce stă în putere pentru ca modernizarea țării să înceapă anume de la Bălți. El a spus că a decis să se mute de la Chișinău la Bălți pentru ca împreună cu echipa sa să ajute orașul, cităm, să facă un salt în viitor. Bălțiul va fi centrul modernizării Moldovei, viitoarei Moldove. Merităm asta. Dumneavoastră meritați. Nu merităm ce se întâmplă astăzi, când mii, zeci de mii pleacă din Moldova. Bălțiul va deveni un oraș al viitorului. Este posibil. Ne stă în putere. Alexandr Petkov are 51 de ani. Din 2010 până în 14 a fost deputat al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și a ocupat funcția de vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. În 2014 a fost consilier al președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Petkov a participat la alegerile parlamentare din 2014 din partea Partidului Patria, unde cap de listă era Renato Usatăi. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până acum au fost înregistrați 6 candidați pentru alegerile primarului din Bălți. Este vorba de Vladimir Rusu de la Partidul Acțiune și Solidaritate, Sergiu Burlacu de la PLDM, reprezentantul Partidului Comuniștilor Alexandru Gustoi, Ion Straciuc de la Partidul Acasă Construim Europa, Maxim Moroșan de la PSRM și Aureliu Filip de la PDCM. Ultima zi pentru depunerea documentelor pentru înscrierea candidaților este 6 octombrie. Dosarele vor fi examinate timp de 7 zile. Mihail Bagas, acuzat de spălare de bani și pregătirea finanțării ilegale a partidului, rămâne în arest preventiv în izolator. Curtea de apel a respins cererea avocaților care au cerut schimbarea măsurii de reprimare, menținând decizia primei instanțe. Potrivit avocatului Aureliu Colenco, clientul său se declară nevinovat și spune că acuzațiile aduse sunt nefondate. Procurorul nu a făcut declarații pentru presa. Mihail Bagas a depus actele pentru a fi înscris în cursa pentru primăria capitalei, iar la două zile după asta a fost reținut de către procurorii anticorupție, fiind acuzat de pregătirea și complicitatea la finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții și complicitatea și instigare la spălarea de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebite de mari. El a fost exclus din cursă după ce partidul care l-a înaintat, Liga Orașelor și Comunelor, i-a retras sprijinul politic. Bagas a fost încătușat după ce CNR a efectuat peste 20 de percheziții efectuate în mai multe locații din Chișinău, Bălți, Sângerei și Edineț. S-a întâmplat după ce fostul deputat Arina Spătaru a anunțat că a fost agent sub acoperire în dosarul finanțării ilegale a unor partide de către Ilan Șor. Politicianul a recunoscut că susține unele formațiuni politice, dar că o face din mijloace bănești obținute legal.
Moldova nu va mai cumpăra gaze naturale de la Gazprom. Combustibilul va fi furnizat doar regiunii transnistrene. Despre asta a declarat ministrul energiei Victor Parlikov la forumul Euroatlantic pentru reziliența de la București. Potrivit oficialului, Chișinăul a reușit să achiziționeze gaze pe piața europeană la un preț mai mic decât de la Gazprom. La rândul său, secretarul de presă al lui Vladimir Putin, Dumitru Peskov, comentând refuzul Chișinăului, a spus că piața contractelor pe termen scurt pentru furnizarea de gaze este instabilă și este posibil ca în viitor aceste achiziții pentru partea moldovenească să fie mai scumpe, iar gazul european achiziționat pe piața spot în cele din urmă și cel mai probabil se va dovedi a fi de origine rusă. Ministrul Energiei Victor Parlikov a declarat că Moldova nu va mai colabora cu Gazprom din moment ce Republica a reușit să obțină gaze mai ieftine din surse alternative. Nu vom mai cumpăra gaze naturale de la Gazprom pentru teritoriul controlat de autoritățile constituționale. Nu doar că am reușit să luăm gaze din alte surse, ci am achiziționat tot gazul integral de pe piața europeană. Mai mult, am reușit acest lucru la un preț mai mic decât formula indicată în contractul cu Gazprom, a notat șeful Ministerului Energiei vorbind la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul forumului Euroatlantic de reziliență organizat la București. Doar că acum câteva luni la TV8, Victor Parlikov a recunoscut că în sezonul de încălzire prețul de achiziție de la Gazprom pe baza formulei contractuale va scădea și poate fi mai mic decât pe piață. Prin urmare, autoritățile, a spus el, au sarcina inclusiv de a se pregăti pentru a explica această situație cetățenilor. Poate fi o situație și noi ne pregătim și pentru ea și trebuie să fim pregătiți inclusiv din punct de vedere al explicării cetățenilor noștri aceste situații în care prețurile Gazprom vor fi mai mici conform formulei și va trebui să ne gândim din nou, vom cumpăra din nou gaz de la Gazprom la prețuri mai mici sau vom achiziționa pe piața internațională. Deci nu am renunțat definitiv la Gazprom. Nu, există un contract, este valabil. Noi будем брать на международном рынке. То есть мы не навсегда отказались от Газпрома? Нет, контракт есть, значит, он действующий. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Dmitri Peskov, comentând renunțarea Chișinăului la gazele naturale rusești, a remarcat că piața spot este foarte schimbătoare. Da, acum puteți cumpăra gaz pe piața europeană la prețuri spot, care în cele din urmă va fi cel mai probabil rusesc. Dar piața spot este de așa natură încât astăzi poate fi mai ieftină decât gazul prin conducte, dar mâine va fi mult mai scumpă și aici trebuie să calculăm pe baza unor indicatori medii într-o anumită perspectivă, a spus oficialul citat de RIA Novosti. Anterior, ministrul energiei Victor Parlikov a declarat că pentru prima dată în istorie Moldova și-a asigurat până la sezonul de încălzire rezerve de gaze care vor fi de ajuns până aproape de luna ianuarie. Potrivit oficialului, în prezent stocurile constituie 450 de milioane de metri cubi. După cum a menționat șeful Ministerului Energiei, Republica Moldova cumpără acum gaze cu $430 per 1000 de metri cubi, în timp ce Gazprom îl vinde către Moldova Gaz pentru aprovizionarea regiunii transnistrene cu $568. La începutul lunii septembrie, Energocom a anunțat o licitație pentru achiziționarea 100 de milioane de metri cubi de gaze naturale destinate stocării, care ar acoperi o parte semnificativă din consum în perioada de iarnă. Licitația a fost câștigată de compania greacă DEPA. Ulterior, însă, au apărut informații că aceasta are semnat un contract de furnizare a gazelor de la Gazprom până în 2026. Comentând informația, ministrul energiei Victor Parlikov a spus că gazul pe care compania Elena îl va furniza Moldovei nu va fi neapărat rusesc, întrucât printre furnizorii DEPA nu se numără doar Gazprom, iar ponderea concernului rusesc este de aproximativ 10%. Recent a devenit cunoscut și faptul că a fost semnat un contract conform căruia, din 1 octombrie, Turcia a început să exporte în Moldova zilnic 2 milioane de metri cubi de gaz. Incendiile au distrus sute de hectare de vegetație uscată în zilele de weekend. Pompierii spun că au intervenit în 45 de cazuri de lichidare a flăcărilor, fiind compromise circa 540 de hectare de teren. IGSU îndeamnă cetățenii să evite utilizarea focului deschis, mai ales în contextul avertizării privind pericolul excepțional de incendii naturale. Dar cum au trecut mașinile astea pe aici? Pe aici s-au întors. Ой, я в шоке. Ауди. Стуху, стуху. Ауди, ауди, чизи. Учись. Iar un internaut a găsit duminică în ograda sa particule solide de scrum. Dragi prieteni, ceva arde în jurul Chișinăului. De dimineață am văzut că este mult fum în aer, mult scrum. Iată asemenea chestiuni, le văd deja prin curtea casei. Scrum de ars, iată așa mi se strânge pe la fiecare colțușor. Am telefonat la serviciu 112 să le anunț că arde ceva undeva, dar din câte am înțeles nu cunosc despre faptul că exista undeva un incendiu.
De cealaltă parte, potrivit IGSU, duminică pompierii au fost alertați pentru a lichida un incendiu de vegetație pe o suprafață extinsă în apropierea localității Roșcani și orașului Strășeni. La fața locului pentru stingerea focarelor de ardere au fost îndreptate 8 autospeciale de intervenție cu un efectiv de 31 de salvatori. După mai multe ore de lucru, pompierii au reușit lichidarea flăcărilor către orele 21 și 13 minute. Urma incendiului de proporție au fost afectate circa 45 hectare de vegetație uscată. De intervenția pompierilor a fost nevoie și în Negrea Hâncești. Acolo salvatorii au lichidat un incendiu care a cuprins circa 25 de hectare de vegetație uscată. Un alt caz a fost înregistrat în Anenii Noi, statul Cobusca Veche, unde angajații inspectoratului au reușit să stingă flăcările ce au nimicit 30 hectare de vegetație uscată. Mai mult, salvatorii și pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor care au cuprins un teren de iarbă uscată pe o suprafață de 30 de hectare din raionul Iuva. IGSU îndeamnă cetățenii să evite utilizarea focului deschis în preajma lanurilor și spațiilor forestiere, mai ales în contextul avertizării emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat privind pericolul excepțional de incendii de vegetație în intervalul 1-15 octombrie. Mai mult, o atenție maximă trebuie acordată copiilor pentru a evita jocul acestora cu focul. IGSU mai spune că săptămâna trecută pompierii au intervenit în circa 230 de cazuri de lichidare a incendiilor de vegetație, fiind afectate peste 1400 de hectare de teren. Beat la volan, un bărbat de 44 de ani s-a ales cu dosar penal pentru conducerea vehiculului în stare avansată de ebrietate. Polițiștii spun că au oprit pe o stradă din Căușeni un automobil care se deplasa neuniform. Permisul, certificat de matriculare, vă rog frumos. Haideți. Încă 1.36 mg pe litru. Potrivit poliției, în timpul documentării de la șofer s-a simțit un miros puternic de alcool și a fost supus testării alcoolscopice. Aparatul Drager a arătat o concentrație de 1,36 mg per litru vapor de alcool în aerul expirat. Mașina a fost dusă la parcarea specială, iar bărbatul este documentat penal. Poliția mai anunță că în weekend a prins 20 de șoferi băuți, 14 fiind în stare avansată de ebrietate. În total, peste 2200 de conducători auto au încălcat sâmbătă și duminică regulile de circulație rutieră și 42 de pietoni au fost sancționați pentru că au ignorat semnalele de dirijare a traficului rutier și au traversat strada în locuri nepermise. Atât pentru astăzi, doamnelor, domnilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă, toate bune!